Individul care nu a devenit el însuși un luptător și deci o părticică a giganticei mașinării de război, se simte derutat. Sunt zile în care ești afectat de actualitatea războiului, te-ai gândit că nu este prima dată când se întâmplă așa ceva și ai dreptate. Sigmund Freud scrie despre dezastre. Volumul adună scrierile lui din momentele care au precedat cele două războaie mondiale. Ce vede părintele psihanalizei e ceea ce trăiești și tu acum confuzia este un lucru pe care îl știi, dar Freud îți spune și că misterul eroismului ar putea să țină chiar și de faptul că inconștientul nostru nu crede în propria moarte și se comportă ca și cum ar fi nemuritor. Resimțim peste măsură răul acestui timp.